Țara turcilor și mi-ai luat tronul, tot frate ți eram. Adevărul știi și tu, dar nu vrei să recunoști. Ce știu? Suntem mărunți, neînsemnați, frate. Soarta noastră e să stăm cu minți sub porunca celor tari. Dacă fii în stare să înțelegi... Eu nu vreau să domnesc peste oameni genunchi, mânjându-le sufletele cu minciuna și înșelătoria, țilindu-i să mai supună și străinilor. M-ai sândit la moarte. M-ai sândit la moarte. Sunt desingur dacă mai calci pe pământul țării. Între tine și ai sângele vărsat la robine și aici. Și mai sunt și eu. Ai visat urât, Maria ta? Am visat că eram tânăr. Și-am mai visat noaptea aceea. Când l-am iertat pe Dan, fratele meu. Blestemat să fie. Iertare, Maria ta. Și-a mai visat și o apă neagră. Îmbătrânesc și simt povara răspunderilor. Și n-aș vrea să-mi tremure mâna sau gândul. Tocmai acum. Taci! Te ascult, Maria ta. Sunteți așteptat. Bărbate. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ego te absolvo in nomine Patris, et Filiis, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Nu-ți voi ascunde, fica mea, că tratativele cu soțul vostru, prințul coregent Mihail, merg foarte greu.
Da, e o fire nehotărâtă. Sacratissima sa majestate, Sigismundus, regele Ungariei și împăratul Germaniei? Fiul nostru, prințul Dan. Îl cresc pe ascuns în preceptele sfinte noastre maici, Biserica Apostolică Romană. Bine, bine, bine. Foarte frumos. Sigismundus este prima spadă și ultima speranță a creștinătății. Faptul că este dispus să primească vasalitatea țării românești este o mare cinste pentru voi, fica mea. Dar Maria sa Mircea nu poate să înțeleagă acest adevăr. Dacă vrei ca soțul tău, prințul Mihail, să domnească cât mai curând, ajută-l să înțeleagă. Fă-l să înțeleagă. Obligă-l. Numai acceptarea recunoscătoare a protecției marelui Sigismundus îi poate asigura coroana. Cât timp trăiește bătrânul Mircea? Acest amănunt îl va hotărî providența, fica mea. Mami, ce? Dorința lor să ajungem la o înțelegere. Sunt aici, deși... Prințe Mihail, este strigător la cer ca eu, trimisul regelui Vladislav al Poloniei, să fiu nevoit a umbla pe ascuns în straie de popă eretic. Asta pentru că alteța voastră nu se poate hotărâ. Deși își primejduiesc capetă. Dumnezeu să ne apere. Hotărăște-te, măria ta. Soarele nostru nou. Sunteți prinț coregent. Aveți drepturi egale cu ale părintelui vostru. Impuneți-vi-le. O lumânare. Doamne, ajută-ne! Am citit scrisoarea majestății sale, Vladislav. Dar odată cu sprijinul nostaș, ne oferă și suzeranitatea sa. Ce să înțelegem prin asta? Că războiul împotriva otomanilor va fi dus sub comanda majestății sale. Și când majestatea sa va hotărâ că e timpul să fie dus... Suntem mici, măria ta. Ce putem face singuri? Și cine îl poate hotărâ pe tatăl meu să se supună într-asemenea măsură regelui Poloniei? Alteța voastră, dacă vrea să domnească. Ori providența, care uneori poate fi ajutată.
Bunule, nu-mi place când stai cu ochii închiși. Bunule, tu ești nemuritor? De ce întrebi? Pentru că eu pe unii că spun. Ăsta nu mai moare niciodată. Ai fost la oștirea de pe Dunăre? Am fost. Umbli creanga, om bătrân, în loc să-ți odihnești oasele hodorogite. Mama spune așa, dar ea o spune cu dragoste. Mătușa Elisaveta o zice cu dușmănie, ea și alții. Mezio, trei lucruri am urât în viața mea, soldatul ficos, prostul fudul și părătorul. Boier sau om de rând. Dacă e așa, nu-ți mai spun nimic. Dar o să-ți pară rău. Îngăduie, Maria ta, să mă duc la ale mele. Dumnezeu, uite ce-am găsit pe terasă. E vârful săgeții, Maria ta. A fost la oastea noastră de la Dunăre, condusă de fiul nostru Vlad. Mehmet și ai lui sunt pe malul celălalt. Sunt mai mulți decât atunci când a venit Baiazid. Dar asta nu-i rău. Înseamnă că le este teamă. Da, se pare că și unul dintre voi vă e teamă. Știe. Ferească, domnul. Să intre să-l colonez. Am primit vrerea regelui Iaroslava Ghelo pe care e binevoit o aduce. Dar cred că domnia ta a greșit. Și mi-a dat mie ceea ce era pentru Mihail. Fiul nostru coregent. Și lui, ceea ce mi se cuvenea mie. Măria sa ne făgăduiește ajutorul în schimbul închinării. Așa cum este obiceiul cavaleresc în toate țările creștine. Și mai scrie aici că vom lupta sub porunca Măriei sale, cu cine și când va dori majestatea sa. Și încă alte măgulitoare propuneri creștine. Poți pleca. Mulțumesc. Și acum să vedem ce vrea Mehmet. Să intre solul turc. De câți ani cunoaște mize din bei? De mult sănătimea ta. De foarte mulți. Fii scurt, ce vrea stăpânul tău? Sultanul își va retrage oastea, lăsându-ți domnia, în schimbul unui tribut, a unui ajutor de oaste pe care îl vei da când va avea trebuință și dreptul de a trece cu oștirile sale prin țara ta, oricând va pofti. Trebuie să făgăduiești că nu te vei mai amesteca în treburile Imperiului. Și drept chezășii că vei cinsti în voiala, unul din fiii tăi va fi primit la curtea sultanului, ca oaspete. Se vede treaba că Mehmet e mai potolit în dorinți decât tatăl său Baiazid. Sau mai puțin trufaș. În două zile vom trimite răspunsul nostru peste Dunăre, marelui tău stăpân. Rămâi cu bine, Maria ta.
Și acum între noi, boieri dumneavoastră. După ce 30 de ani ne-am împotrivit oricărei închinări, acum ce facem? Ne închinăm păgânilor? Ori creștinilor? Sau și la unii? Și la alții? Ai zis ceva, fătul meu? Nu. Adică... Eu cred că turcii sunt prea mulți. Sunt mulți, bată-i Dumnezeu. Și dacă le cădem în genunchi și le cerșim pacea, crezi că se împuținează? Sau se fac mai blânzi? Măria ta, o viață avem și o cinste. Îl caută moartea și boșorogului iarte de războaie. De ce ciușotești părerile, paharnice udăvă? Spune-le tare. Luminează-ne. Fie voia ta, Doamne. Fie voia ta, că pe toate le știi mai bine ca noi. Vezi tu, mai udăvă, din poziția asta nu vei mai fi înainte niciodată. Și nu vei mai sta drept decât în întuneric. În jos am privit destul. Iar eu am jurat să dau acestei țări mântrie și onoare. Ar trebui să găsim taina care n-a ținut în mișcare timp de 1000 de ani. Pentru a putea sugruma cu tot și toți care ne mai leagă de ea. Duceți-vă în popor și spuneți-le că trecem prin vremuri grele. Dușmanul e pretutindeni, că am nevoie de ei. Că cine nu e alături de mine, oștean sau om de rând, e împotriva țării. Aveți timp de gândire până mâine dimineață. O mare personalitate, o covârșitoare personalitate. Mai am o veste neplăcută, fica mea. Ce să fac, padre? Sunt obiată femeie. S-a întors prințul Dan, veșnicul pretendent la tron. Dacă prințul Mihail, soțul vostru, nu va înțelege ce va trebui să înțeleagă, o va face prințul Dan. El a produs o foarte bună impresie asupra împăratului Sigismundus. Foarte bine, fica mea. Foarte bine. Maria s-a dat în toți din privegie. Unde-i? La loc sigur. Numai în el ne e nădejdea. Trebuie să plecăm la bran. Trebuie. Ziua bună. Nepotul Mariei sale. Prințe. Da, Maria ta. Așa. Stai! Stai, Maria ta, că ne pierdem capetele! Iertare, domnița! Iată de neastă împărat! Cine ți-a avut grijă de el? Copilul meu! Maria ta! Ligă-te! Vlăduț, nu-i nicăieri! Și nimeni nu știe! Copilul meu! Mergeu, tu știi ceva? Străjerii l-au văzut dimineață plecând călare din cetate. Mă duc să aflu vești mai multe. Du-te. L-ai bătut? Eu? Nici nu l-am văzut azi.
Noră Irina. Nici când eram tânăr, nu mi-a plăcut femeile desmățate. Se cuvine să te pui la rând când vii la mine. Du-te, fii fără grijă, îl vom găsi. Iertare, Maria ta. Porniți! Bateți întreaga noastră! Să creadă turcul că toată Europa creștină a venit în ajutorul nostru. Ce cu tine aici? Iartă înălțimea ta, dar... Tată! Copil! Cum ai ajuns aici? Călare! Doi căiem să-i, dar am ajuns. Să rămân la tată! Singur ai venit? Spune-le să plece. Ce-am de spus nu pot spune decât între patru ochi. S-a întâmplat ceva cu mama? Nu e bine, dar... Pot o taină grozavă. Maria ta, solul turc vrea să-ți vorbească. Să aștept o clipă. Tu du-te. Voi doi veniți cu mine. O să dormi aici. Acum dezbracă-te. Vorbim mâine dimineață, da? Așteptăm. Sufletul meu se bucură că voiam doar întreagă-ți să-ți văd strălucirea ochilor. Izevin Bey, trec ani și ești mereu mai tânăr și mai iscusit la vorbe. Cum să înțeleg această vizită? Oare nu ești mulțumit cu răspunsul dat de tatăl meu? Răspunsul va veni peste două zile. Sincer să fiu, minunatul vostru tată, căreia l-aș să-i dea sănătate, mi s-a părut slăbit și foarte ostenit. Noi turcii dintotdeauna ne-am gândit că ai fi cel mai potrivit la domnie, cel mai apropiat de noi. Deși... Prietena. Pot oare să înțeleg că dacă vreodată voi avea nevoie de un sfat, un ajutor, poate de o mică oastă, sau doar un pumnal ascuțit, pot conta pe voi? Oricând. Acum e clipa cea mai potrivită. Îngădui să mă retrag. Stăpânul meu e nerăbdător. Ai auzit? Oricând un sfat sau un cuțit cu care să-ți ucizi tatăl și fratele pentru tronul pe care îl meriți. Ei, prietene, se pare că turcii nu-l prea iubesc pe Mihail. Vlad! Vlad, băiatule! Ce ești? E un copil. O, eu mă cam unic. Încep. Ajutor! Opriți. Ajutor. Dă mâna.
Iertare, Maria ta. Mi-ar mai fi trebuit câteva luni ca să-l fac să... Casca. Lasă că le-am văzut. Dați-i drumul. Calul ăsta e o fiară. E darul Măriei sale. Cu grijă, Maria ta. Maria ta. La o parte. Viețuitoarele. Calul simte cel mai bine pe om. Dacă e vitea sau fricos, bun sau hain. Sau dacă umblă cu gânduri ascunse. Doamne, îndură-te de noi. Maria ta. Ce este? Cer îngăduința de a-mi spune părsul. Tu ai adus vestea? Din partea Măriei sale, Vlad. Maria ta. Rămâi liniștită. Voi încălecați și veniți cu mine. Am înțeles, Maria. La o parte! Vlade! Vlad! S-a putut întâmpla una ca asta. De ce a plecat copilul de acasă? De
De unde știi că se află la turci? De la Izedin. De la Izedin? El mi-a trimis știrea că Vlăduț e zălog la Mehmet și că mă așteaptă cu solia pe malul celălalt. Voi doi veniți cu mine, iar tu dă-mi asta. Maria ta, tu rămâi aici. Jur pe Coran că în ceasul de față capetele noastre nu prețuiesc cât o parachioară. De ce ai făcut asta? Spui că a zosit solia lui Mircea, rest mă descurc eu. Dacă te recunoaște careva. Ce face copilul? Copilul face bine. Eu oaspetele sultanului. Spune, Izelime, nu-i așa că tu l-ai luat pe Vlad? Eu? Ei, da, Mircea, eu. A vrut să te hotărăști să primești în voiala lui Mehmet. Mircea, a fost alături de tine. Te-am ajutat să pui pe Musa, fratele său, în locul lui. N-am izbutit. N-am avut noroc, nici eu, nici tu, nici bietul Musa. Acum, dacă nu te dau, îmi pierd capul. Ți-e frică, Izedime? Dă-mă. Da, Mircea, mi-e frică. Că eu nebunii toată această îndrăzneală a ta. Dar încă nu-i prea târziu. Cum vrei. Urmează-mă. S-ar putea întâmpla să fie ultima mea nebunie. Dacă mă întreabă, voi spune că ești tu. Dacă nu, voi tăcea. Să nu te aștepți la altceva din partea mea. Nu mă aștept. Solie din partea lui Mircea Vodă. Îți place, prințe? Nu-i rău să știi. La noi nu vezi deste. Atunci de ce nu rămâneți la noi? Peste, poate. Pot să aflu de ce? Mi-ar fi dor de bunul meu. Și de ceilalți. Pâine. Solia lui Emergi, al Caravlahiei. Să intre. Ce întâmplare! Capitane Stroie, capitane Bratule, uite unde am ajuns. Un viitor domn trebuie să-și cunoască oștenii, nu? Da. Ascult răspunsul Emirgii.
Mircea Mare voievod și domn, socote mărite sultane, că războiul și pacea sunt lucruri prea însemnate pentru a fi lăsate pe seama soliilor. De aceea îți propune să vă întâlniți când și unde vă dori înălțimea ta, pentru ca împreună, netulburați de nimeni, să hotărâți. Aceasta e solia ce am avut. Acum o să-i tai capul. Apropie-te, capitane, Nicoară. Ești bătrân, dar pari încă în puteri. Ai luat parte la multe bătălii? Dar prea multe, înălțimea ta. Și trăiești încă. Ești fericit? Sunt fericit. N-ai privire de om de rând. Emil Gibei se socoate așadar pe aceeași treaptă cu noi înșine. N-a tras nicio învățătură din înfrângerea pe care părintele nostru, strălucitul sultan Bayazid, a prăvălit-o asupra lui la locul numit Rovine. Nu-i adevărat. La Rovine bunicul Mircea l-a bătut măr pe Bayazid. Ați fost acolo, prințe? Nu. Din păcate nu răsărisem încă pe lume. În schimb, eu am fost. Și l-am văzut pe bunicul tău în luptă. Atunci încă tânăr. Iar mai târziu, prințule Mirgi i-a sprijinit împotriva noastră pe frații noștri rătăciți, Mustafa și Musa. Mă tem că vom asista la un epilog sângeros. Fratele nostru Musa. E bine? Are tot ce-i trebuie? Stăpâne, dar o duce numai un husur. Și în fiecare clip aduce mulțumiri fratelui său milostiv. Pe unde se va fi aflând? Mi-e dor să-l văd. Hei, arată-ți dragostea. Arată-ți remușcările. Luați-le. Până la urmă tot ai izbutit să scape. Să fie pedepsiți toți cei care s-au pripit. Capitane. Nicoară. Noi nu vrem război. Dar vrem ca Emirgi să recunoască locul nostru în lumea de azi. Și totodată locul lui. Mai cu seamă că nepotul său se află aici, în puterea noastră. Și ca o dovadă a bunăvoinței noastre, îi mai dăm o săptămână de gândire. Nici o clipă mai mult. Izetimbei, apropie-te. Ce știi de Dan? E cu mercenarii lui la locul potrivit. Are sorți de izbândă? Dacă dăm lupta acum, da. Ca prieten care din doi mai prețios? Mircea. Și ca dușman? Tot el. Capitane Nicoară,
Și ca o altă dovadă a bunăvoinței mele, îi înapoiez nepotul aflat în stăpânirea noastră. Prințe, mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mie numai puțin. Îngăduie Maria ta să mă vorbă cu acest copil fără minte. Și două, dar îndesate. Ai putut tu crede că eu îl trădesc pe Maria sa? Alții îl trădează, unchiul Mihai, apoi am văzut cu ochii mei Udo Bășiercău și mătușa Elisaveta. Dacă ai de gând să-l tulbur pe Maria sa cu asemenea iureli, vrei să-i frângi inima? Nu-i spun, nu poate suferi pe oșteanul fricos. Pe prostul fudul și pe pârâtor. Bine, dar... Mi-ai spus mie. Ajunge. Hai. L-ai bătut bine? N-am auzit niciun țipăt. De la mine nici n-ai să auzi. Și știi, bunule, e un locul tău aș tăcea din gură. Să te vâri în gura lupului. Eu dacă pieream ce pagubă era. Dar Maria ta ești domnul țării și n-ai voie să-ți primejduiești viața numai așa pentru un nepot, că ai și alții. Oricum e bine că nu te-ai trădat. E, mai cunoaștem și noi câte ceva de ale lumii. Pentru stăpânirea de sine, ți se cuvine o răsplată. Spune-ți dorința. Vlade, rămâi cu astea țării aici. Prea bine, Maria ta. Eu plec cu el. Pe el îl vreau. Pe ăsta? Da, pe el. Bidiviu ăsta turbat nu se poate. Va fi al tot după ce vom învinge pe turci. Acum hai, încalică. S-a prăpădit multă lume prin locurile astea? Multă. Prea multă. Mm-hmm.
noi, nepoate, suntem pe aceste locuri de când ne știm. Locuri bune și frumoase, pe măsura sufletului oamenilor de pe aici. Le-au răbnit mulți regi vecini care se închinau aceluiași Hristos. La posada, străbunul Toba s-a voivod. L-am vins pe Carol Robert d'Anjou și l-a învățat minte că nu e bine să poftească ceea ce nu e a lor. Și-au priceput învățătura? Eu nădăjduiesc că da, spre binele lor. Și pe urmă? Pe urmă, din pustiurile fără fund ale Asiei, s-a evit o putere cumplită, a cărei singură lege e sabia. Frații noștri creștini de dincolo de Dunăre, bulgari, sârbi, au fost înfrânți, iar țările lor prefăcute în pașalucuri. Și apoi? Apoi a venit rândul nostru. Trimisul majestății sale, imperatorul otomanilor. Sabia pedepsitoare a islamului, mai presus de regi și împărați, Bayazid fulgerul. Care mă trimite la tine, Emergi, încă domn al gheaurilor din țara Caravlahiei. Și el, Bayazid, padișahul lumii, se miră că n-ai alergat încă să te arunci cu fruntea în pulbere, să-i ceri în alta închinăciune. Cinstit solie, aboier dumneavoastră, spune celui ce te-a trimis că închinarea, acest cuvânt, eu nu-l cunosc. Atunci, să te învățăm. Aștept, dar să te păzească Allah al tău să mă întâlnești în luptă. Și acum pleacă! Pleacă! Facem, băieți, dumneavoastră? Ne vindem țara și onoarea pe un blid de linte? Sau cu sabia în mână și cu fruntea sus, stăm în fața morții sau a libertății? Eu îi cunosc pe turci, tăria lor, numai cât suflă peste noi și ne spulbere. Frate, boier sau simplu oștean care nu înțelege să fie alături de mine, poți pleca! Parcă dacă ne-am spune că sabia nu taie capul care se pleacă, o să ne asculte. Taci, se uite la noi. Știu eu și singur ce am de făcut. Pe viață și pe moarte, stăpâne și doamne. Stăpână și doamnă, ne-i țara asta pe care avem în păstrare. Thank you.
Vă place la război, șoimii mei dragi? Ne place! Doamne, îți cer îngăduință să-ți aduc la cunoștință. Spune. Întrebat lui, doamne. Spune. Fratele măriei tale, Dan, zicea peste tot că rău faci că te împotrivești turcilor. Că, iertat să fie, zicea el, nu eu, că ți-ai pierdut mințile și ar trebui să nu te lăsăm să duci țara de râpă. Ascultă, Iercă, fratele nostru Dan este cel mai bun prieten al tău, sunteți mereu împreună, nu? Așa este, dar credința față de măria ta trece înainte. Bine, am să vă pun față în față. Să-i spui și lui ce mi-ai spus și mie pe vidul în ochi. Doamne, nimeni nu o să-ți mai spună vreun adevăr. De altfel, măria sa Dan a plecat la turci. Bine, Ercău. Îți mulțumesc. Poți pleca. Urât lucru, fiule Mihail. Să fii trădat tocmai de unul care-i sânge și sângele tău. Ridică-te. N-am vrut să te tulbur. Domnia ta, voievodule Dan. Îți cunoști fratele? Nu prea. E un om închis în sine. De ce nu primește lupta? E frică, luminația ta. Este frică. Îți aștept sfatul, nu lingușirile. Nu îndrăznesc am dat cu părerea în fața celui mai strălucit dintre străluciți. Stăpâne, stăpâne, privește! E nebun, e nebun, e el. Ce tot băigui acolo? În sfârșit o ființă vie în acest deșert al morții. E el, Mircea. Rămâneți aici. Cum ai îndrăznit? Nu de îndrăzneală duc eu lipsă, Baiazid. Aș putea să-ți iau viața. Țara și oastea ți-ar rămâne ca un trunchi fără de cap. Îi rămâne inima, dar n-ai să o faci. Ce m-ar putea opri? Mândria. S-ar spune că ți-a fost frică de mine și nu ești încă atât de slab să nu spese ce spune lumea. Apusus pe care te îndrepti și vrei să-l cotropești, dar la părerea căruia ți-e atât de mult. Apusul zici? În locul lor aș fi la Dunăre cu toată suflarea să-l opresc pe Baiazid. Am să spurg castelele lor trufașe, catedralele lor mărețe. Voi da calului meu ovăz în pristolul din Roma. Apărând acest apus, vrei tu să pieri? Eu vreau să las fiilor mei moștenire întreaga Europa. M-ai întârziat destul. E timpul să ne înțelegem. Cât timp picior de străin în armată îmi calcă pământul țării? Nu. Nu toți ai tăi sunt ca tine. Știu. Dar cât voi trăi eu și cei care îmi seamănă, nu ne vei supune nici tu, nici alții. Asta e moștenirea pe care voi eu să o las. Nu înțelegi că n-am timp? Dacă m-aș opri acum pe sfântul drum al biruinței, supușii mei s-ar uita în jur, că a trezit odată din somn și primul la care ar sări să-l sfârși aș fi eu. Am fost prea sincer cu tine. O să-ți pară rău. Ce vrei? Ascultă-mă și pe mine, Baiazid. Noi suntem pe aceste meleaguri de la începutul începutului. Toți cei care au vrut să cucerească apusul pe aici au trecut. Dacă au fost să fie învinși, tot pe ei s-au întors pe stepele lor. Noi am stat. Acum v-ați ivit voi, mulți puternici.
Te-am ascultat spunând că ți-e teamă de ei tăi. Nu mă miră. Cel ce nu are în gând decât cotropire, în primul rând îi spune pe ai săi. Altfel nu poate să facă din oameni fiară de pradă. Noi avem alte legi. Ale răbdării. Ale omeniei și înțelegerii cuvincioase a lumii. Dacă mă vei învinge, Bayazid, vom lupta mai departe, în păduri, în spâncile Carpaților, în cetățile Ardealului și ruinele lor. Păcat. Tu ai urât așa. Târziu de tot, Bayazid și-a dat seama că-l port prin Dobrogea, arsă de soare, ferind lupta, slăbindu-i puterea oștirii și răbdarea. Atunci s-a îndreptat spre Argeș, iar eu l-am așteptat aici, în locurile acestea numite rovine.
Te ții departe, Dan Bey. Ori poate aștept să vezi de partea cui se înclină talgerul balanței. Luminatul sultan însuși a binevoit să-mi poruncească. Știu, viața ta ne este prețioasă. Ți-am adus un dar, un prinț falah. Omoară-l. Danbei, poeții noștri vor cânta această faptă de arme, să nu rămână necunoscut. Ar fi păcat. Luminația ta, iaurii atacă din stânga! Să atace cavaleria de gardă! Luminăția ta, trebuia să-l ucizi pe MIRCEA CEL BATRAN atunci când l-ai avut în mână. Da. Poate că ai dreptate. Luminăția ta, rezervele au fost atacate și nimicite. Întăriți paza sultanului.
Când v-ați am spus cuvinte nesocotite, a sosit ceasul pedepsei. Inshallah. Dați un cal. E slobodize din bei. Noi nu suntem răzbunători. Noi, din păcate, da. Emergi. Spune. Păcat că nu ești otoman. Scapă-ți viața neprețuită. Datoria acestor câini este să moară apărându-te. Nu-ți da morții urmașii. Nădejdea sfântă a islamului. Poruncește retragere. Și apoi i-ai zdrobit pe toți? I-ai înnecat în Dunăre? Nu. Am învins la robine, dar tot rămăseseră mai mult decât noi. M-am întors în cetatea mea din Ardeal, la Făgăraș. Iar ei au pus domn pe fratele meu, Dan. Dar frații creștini, ei nu te-au sprijinit? Armatele lui Bayezid amenințau Europa. Atunci s-a adunat o știre, condusă de însuși majestatea sa Sigismund, împăratul Germaniei. Scumpul nostru principe, iată că răbdarea, virtute rară, nu rămâne nerăsplătită. Din Franția, din Anglitera, din Germania, din regatul nostru al Ungariei, floarea cavalerii mi s-a adunat ca să nimicească spurcata semiluna. Nobil senior, principele Mircea al Valahiei care la rovine l-a înfrânt pe Bayezid. Contele Philippe d'Artois Eudeu. Jean de Vien, amiralul Franței. Mareșalul Jean Lemaingre, senior de Busco. Jean de Nevers, fiul ducelui de Burgundia, cel mai tânăr, dar și cel mai curajos, comandantul cruciat. E un cavaler sobru, odihna, neactivitatea la pas. Se află în recunoaștere. Atunci putem petrece liniștiți. Nobil gentilon, sus cupele! Vivamus ex! La Ierusalim! La Ierusalim! Deocamdată ar fi bine să putem cuceri cetatea Nicopole. Că de 40 de zile rezista asediului. Dumneavoastră, bizantinii pe care am venit să vă eliberăm, nu prea ne iubiți. Nu prea. Vitei, seniori, să nu uităm că ținta cruciadei noastre este despresurarea Constantinopolului. În numele lui Isus. Ah!
Majestate, au apărut oștile conduse de Bayazid însuși. Domnilor! 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 Bayazid s-ai vis sub zidurile cetății! Viros! Domnul fie lăudat! Știrile ce ni le-ați adus, principe Mircea, nu ne sperie. Dar sunt uimit că ați uitat. Eu sunt comandantul Cruciadei și nu m-ați înștiințat pe mine cel din tâi. Are vreo însemnătate? Majestate, clipa e prea hotărătoare să nu vă reamintesc promisiunea pe care ați avut bunăvoința să-mi faceți. Nobili seniori, o clipă de liniște, vă rog! Prințul Mircea, care la Rovine a îngenunchiat trufia lui Bayazid, cunoaște felul de a lupta al infidelilor. Își fi de părere să lăsăm să atace primul, să spargă zidul păgân. Majestate! Dacă o asemenea insultă mi-ar fi fost adusă de altcineva, n-aș fi avut o clipă de liniște până n-aș fi spălat-o în sânge. Cum? Să venim cale de 4 luni de zile ca să lăsăm gloria pe seama altuia? Niciodată! Domnilor, domnilor! Cred că ar trebui să ținem cont de părerea maestății sale. Lașule! Ți-e frică să ataci primul? Eu lași, seniore? În timpul luptei, acolo unde va fi coada calului meu, nu vei îndrăzni să aduci botul calului dumitale. În numele lui Dumnezeu și al Sfântului Ioan, vreau să mă portați ca un adevărat cavaler. La arme! La arme! Înțeleg că mândria voastră suferă. Sire, pentru mândrie credeți că am venit eu aici. Din păcate, bătălia e pierdută înainte de a începe.
Ți-ai somn? Nu. Bunule, prin multe ai mai trecut și măria ta. Prin destule. Și Baiazid a dat-o văscalui său din pistolul de la Roma? A rămas doar cu dorință, căci din hăurile Asiei se evită putere mai sălbatică, mai nimiloasă. Oardele lui Timur Leng. Spune-mi, Baiazid, că mărirea și slava sunt fum. Mărirea și slava sunt fum. Iată pe Baiazid fulgerul care a reușit să cucerească Europa. Ei, Baiazid, ce ai de spus fiilor tăi, ha? Mărirea și slava sunt fum. Scuipați-l! Și tu! Vulturii mei dragi. Scuipați-l, am zis. Părintele meu. Acum sunt mulțumit. Am pus între moștenitorii lui Baiazid un scuipat. Ce ticălos să scuipe el pe tatăl său căzut în nenorocire. Era Mehmed. Cel cu care te-ai înțeles atât de bine în tabăra lui. Cel pe care l-a ucis era Musa. Înseamnă că nu totdeauna cinste e răsplătită. Nu, nepoate. Nu întotdeauna. Dar cum, Chiudan, fratele tău trădător, ce-ai făcut? L-am iertat. Rău ai făcut. Cred că de atunci se ascunde în fundul pământului. S-a ascuns pe la curțile regilor cu care aveam datate de prietenie. Iar acum, cu știrea și încuvințarea acestora și poate a turcilor, stă pe undeva prin țară și se ascunde. Și noi? Alții stau și uneltești și noi umblăm prin munți? Nu. Ne culcăm. Și mâine cu mintea limpede. Și mâine? Curățim o grată. Dușmanul nu e nicăieri. S-ascunde cotropit de spaimă. Avem femei și vin și faimă. Și nume mari de cavaleri. Hans Berkensteck, Jean Sanavar, Eius de Înfarine. Umbră după ei cu ștreangul și țeapa toți călăii Europei. Și muierile, seniore, căci avem femei și vin și faimă și nume mari. Soarele nostru, mult am așteptat. O, stăpâne mult dorit, vechi. Să ne vedem odată pe tron cu Maria ta. Să răsuflăm și noi ușurați, că de ce am tot luptat dacă nu ne putem bucura? Dane, Maria ta.
Ne vom bucura. Mai curând decât credeți. Iertare, Maria ta. Noapte bună, Mircea. Noapte bună. Mă întorc din Germania. Am fost primit de chiar însuși împăratul Sigismund. S-a săturat până peste cap de pretențiile fratelui nostru Mircea de a trata cu stăpânii pământului de la egal la egal. Dar ce alta îi spunem noi, vai de capetele noastre? Adevărat? Will Stapleton nu și-a greșit niciodată ținta. Maria sau Mircea, răposați! Maria sau Mircea, răposați! Mircea, răposați! Maria sa Mircea a răposat. Trăiască Maria sa Dan Voievod! Trăiască Maria sa Dan Voievod! Viva! Viva! Maria ta. Ce s-a întâmplat? Mircea. Bunul și credinciosul meu prieten. Cine sunteți? Deschide poarta, n-auzi? E Maria sa Mircea. Deschideți! Deschideți repede! Maria ta.
Dane, odată te-am iertat. Poate ai deprins pe unde ai fi umblat. Meșteșugul armelor. A murit Maria ta. A crăpat inima în el. N-avea ce să-i crape. Maria ta, Maria ta, l-am atras aici, l-am atras aici, ca să ți-l dau legat pe mână. Iertare, stăpâne milostiv, mi-am pierdut mințile, n-am știut ce fac. Voi sunteți mercenari, a slujit pe cine v-a plătit. Lăsați-i să plece, sunteți liberi. Iar voi doi? Judecă-i tu. Maria ta! Poftim. Dezlegați-i. De ce? N-am hotărât încă dacă -s vinovați orba. Iar dacă te mai amesteci, mă scol de aici. M-ai pus să judec, lasă-mă să judec. Iertare. Dezlegați-i. Cum vă cheamă? Eneu Dobă. Ion Iercău. Ce rang aveți? Baharnic. Slujer. Maria ta, da. Aseară ți l-am adus aici ca să ți dau legat, Maria ta. Să ți-l dau în mână. Ce avere aveți? Moșii. Avem. Moșii? Câte? 8. 11. 8? Și rangurile, moșiile, de la cine le aveți? Moșie... Le avem de la... Maria sa. De la Maria sa. Mircea Voievod. De la Maria sa, Mircea Voievod. Da. Nu se aude. De la Maria sa, Mircea. Mircea Voievod. Mai tare. De la Maria sa, Mircea Voievod. E bine? Ai poruncit să nu mă amestec? Nu mă amestec. Și drept răsplată? Ați uneltit împotriva Măriei sale, împreună cu Dan Trădătorul. Nu, Maria, ascultă-ne. Ascultă-ne și pe noi. Ați uneltit orba. Nu, nu, Maria. Nu, nu, Maria ta. N-am uneltit. Și acela care bea și mănâncă la o masă cu unul, cunoscut de toată lumea ca vânzător de țară. El ce este? Să fie trăși în țeapă. Nu! Nu! Nu, Maria ta! Să-i judec eu. Bunule, e supărat pe mine? Ți-am spus eu ceva? Ah!
fătul meu. Nu poți lua hotărâri privind viețile oamenilor, ascunzându-te și apoi astupându-ți și urechile. Privește. Te rog, vinovați! Își meritam soarta! Liniștește-te! Cei care prin dădare supun țara străinilor nu trebuie cruțați. S-a urât. Să nu plângi. Prințul Vlad! Nu trece nimeni! Jos armele! N-auzi că sunt prințul Vlad? Înapoi! Vreau să vorbesc cu Maria sa! Rămâi pe loc, printe! Lăsați-l să treacă! Cum ai îndrăznit să părăsești locul din oastea Dunării? Pentru că n-am putut răbda ca oastea Dunării să fie lovită pe la spate. Ce vrei să spui? Maria ta, n-am vrut să dau ascultare vorbelor unui copil care ar fi putut avea vedenii. Dar în oastea se șușotește. Se spune chiar cu glas tare că fratele nostru, Mihail, uneltește. Ca unchiul Dan ar fi la bran cu oaste nemțească și englezească. Am călărit într-un suflet larg, Maria ta. Și? M-am încredințat cu simțurile mele că e adevărat.
Iartă doreala ce o pricinesc inimii de tata Măriei tale, dar nu știu cum s-a putut întâmpla așa ceva. Maria ta. Mihail trădează. Bine, dacă și oastea a aflat, trebuie să-i sprăvim și acolo. La Bran am lămurit totul, băiete. Tată. Ia-o parte! Da, să-i sprăvim. Trebuie să înțelegeți, alteță serenisimă, că Mircea nu stă numai în calea meritatei voastre luări în stăpânirea tronului, ci și în calea unor interese care, ne luate în seamă, v-ar putea șterge de pe suprafața pământului. Răspunsul vostru trebuie să fie da sau nu. Restul vine de la diavol. Nu mă pot ridica împotriva lui. Poporul, oștirea, țara m-a spulberat. Dar cine vorbește de ridicare împotrivă? Fica mea. Știu eu niște mâncăruri care îi plac Măriei sale. Nu. Otrăvirea mâncărilor, băuturii unui tiran este un păcat de moarte, fica mea. Deoarece fiecare trebuie să mănânce și să bea. Pe câtă vreme, așezarea unui ac otrăvit pe scaunul său nu este păcat, deoarece nimeni nu-l obligă să se așeze pe acel scaun. O face de bunăvoie. Este liberul său arbitru. Porunca Măriei sale, dați-vă prinși! Xavier! Sunt trimisul majestății sale, regele împărat Sigismundus. Și ca atare... Ca atare, băgați-l în groapa cu șobolani. Cât despre voi? Mâine veți fi judecați. Până atunci să fie păziți. Maria ta să n-aibă grijă. Vor fi. Nu! Maria ta! Maria ta, eu sunt vinovată! Eu, în pofta mea de mărire, l-am împins pe soțul meu să... Maria ta, pedepsește-mă pe mine! Dar cruță pe tatăl copilului meu, el n-are nicio vină, Maria ta! Îndurare! Maria ta! Îndurare pentru tatăl copilului meu!
Înălțimea ta are vreo dorință? O să rămân singur. Plecați toți. Izzetin! Izzetin! Ascultă, înălțimea ta. Câte zile mai sunt până la împlinirea sorocului ce i-am dat lui Mircea? 6, înălțimea ta. 6. 6. 6. Mi-ar fi plăcut să te uit acolo, padre. Cât despre povestea cu acul, ai meritat să te trag într-un mai lung și mai gros. Dar mi-a plăcut cum ai spus. Eu nu sunt așa mare meșter. Nici nu răvnesc. Și acum ascultă și spune prietenului nostru Sigismund să-și poarte de grija lui și nu de-a noastră. Cât timp va fi să fim pe acest pământ, noi luptăm pentru libertate. Atât. Luați-l de aici. Ești liber, Popo. Tată. Cu grijă că sunt rănit. Ei, boier dumneavoastră, n-ați priceput nici acum? Te-ai prefăcut destul de bine, fiule. Ce zici, nu are Elisabeta? Mariata. Tu te-ai prefăcut mult prea bine. Să ai grijă. Puterele o să ți le recape spre luni mâine oastea Dunării. Soție și fiul, a ajuns la vârsta la care trebuie să devină bărbat. Mariata, cu ce am greșit? N-ai greșit cu nimic, fiule. Pe tine am nevoie în altă parte. Mariata, sorul turc vrea să-ți vorbească. Izzetin. Mariata, luminatul sultan Mehmet
prin gura mea nevrednică, îți trimite vorbă că e gata să vină în locul unde vei dori să-l întâmpini. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Chipul Măriei tale îmi pare cunoscut, deși eram copil când l-am văzut la rovine. E bine că ți-aduci aminte înălțimea ta. Ne vom înțelege mai ușor. Ce ai venit să-mi ceri? Eu? Nimic. Voievodule Mircea, nu crezi că a sosit vremea să te înțelegi cu noi? De aceea sunt aici. Poate tocmai că a fost un rovine. Te prețuim cu adevărat. Ce rost are să vărsăm sânge? Uneori trebuie. Dincolo este oștirea mea întreagă. Frunză și iarbă. Din coace sunt toți ai tăi, puțin, dar dârși. Numai Allah poate ști care va fi sfârșitul acestei bătălii. S-ar putea să învingi. Și vom reveni mai mulți. Ești un zid care mă împiedică. Pot să-l distrug sau să-l ocolesc. Aș prefera să-l ocolesc. Și care-i prețul? După moartea tatălui meu, marele Bayazid, ai vrut să ții tu hățurile Imperiului prin întrepuși. Ai sprijinit pe fratele meu Musa împotriva mea. Ai dat oaste și sfaturi celuilalt frate Mustafa, pe care abia anul trecut am reușit să-l zdrobez la Tesalonic. Am greșit. Dacă spui tu asta, atunci înțelegerea noastră este ca și pecetluită. Învoiala se va clădi pe următoarele temeiuri. Țara se va cărmui mai departe după legile sale. Domnitorul va avea dreptul să facă pace și război. Și niciodată, niciodată, cetate otomană sau moschee nu se va clădi pe pământul țării românești. Vorbești ca un învingător? V-ați învins vreodată? Și cum voi apărea eu în fața lumii? Cunoaștem obiceiurile timpului. Vom trimite în fiecare an porții, 3000 de piaștri roșii ai țării, 40 de iepe și 40 de oșoi. Știu că îți place vânătoarea. Mai este un obicei al timpului. Cunoaștem. Ca o dovadă a încrederii între noi, un vlăstar din casa domnească va crește la poartă. Va primi învățătură la curtea noastră. Îți voi da pe fiul meu, Vlad. Nu. Nu-l iubești îndeajuns. N-am înțeles ce ai spus. L-ai înțeles foarte bine. Vreau să am alături de mine și sub mâna mea ființa pe care o iubești cel mai mult, pentru care ți-ai pus viața în primejdie venind singur în mijlocul taberei mele. Nădejdea ta cea mare, moștenirea pe Vlăduț, nepotul tău. Thank you.
fii-mi îngăduit să firitisesc pe lumina credincioșilor pentru supunerea lui Emergii. Acum, aici, tăiați capul. De ce stați în genunchi? De ce? Voi nu trebuie să stați în genunchi în fața niciunui om! Sus! Vreau să cer un liber. Eu, ca regent, voi conduce oastea lupta de mâine. Oastea adunării mea aparține. Și pe mine mă ascult. Maria ta, Mehmet a trecut Dunărea. Se îndreaptă spre noi. Trufia și tinerețea. Mâine vor fi obosiți. Voi trebuie să dormiți. Va fi luptă grea și va trebui odihnă. Fiți fără grijă. Plecați. Mâine am să fiu alături de voi. Trebuie. Maria ta. Tată. Nu vă miorlăiți ca femeile. Mâine voi fi aici călare. Să mă vadă ei mei. Și mai ales necredincioși. Vă gădoiesc. Și acum plecați. Și pe mine mă gonești, bunule. Tu aici? Acum nu mai ai nimic de învățat de la mine. Bratule? Da, Maria ta. Luați copilul de aici. Asta nu-i pentru ochii lui. Bunule, te rog frumos, nu mă goni. Am ceva să spun. Te rog să nu mori. Habar n-ai câtă nevoie avem de tine. Bune, te rog frumos, nu mă goni. Că stau lângă tine, nu se poate întâmpla nimic. Hai să vezi. Asta așa e. Vrei să-ți cânt? Știu de la bună. Îmi cânta când eram bolnav. Cântă-mi. Să nu mă lăs să dorm, auzi? Bine, cânt. Ciobănaș cu 3000 ori, vine vremea să te suri, cu luna de trenuroi, îmbrăca let's
ți-e scris la ursitori, noaptea de la cântători, până-n revărsa de zori. Bunule! 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 Ce adânc e? Strigă mai tare. Bunule! Nu te aud, strigă mai tare. Bunule! 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 Să nu mă lasă doar. Am nevoie de tine, bărbatule. Mâine trebuie să fiu în fața armatei mele, în armură. Altfel suntem pierduți. Auzi? O să fim, bunule! O să fim! Îți promit! Bunule! Bunule! Bunule, drag! Hai să respirăm împreună! Bunule! Înălțimea ta, principele Mircea a murit. Allah e mare. Era singurul om de care mi-era frică. Duceți-vă la Mircea și spuneți-i că primesc învoiala făcută pe insulă. Aștept la curtea mea ca oaspete pe cine va voi să trimită. Și când va dori el. Luminăția sa așteaptă să trimiți pe cine vei voi tu din familia ta și când vei voi ca oaspete la curtea sa. Bunule, pot să spun ceva? Spune. M-ai purtat prin locuri sfinte, la rovine. De ce, măria ta, bunule? N-ai înțeles? Ba da, am înțeles că nu e vrednic să domnească acela care nu e stare să îmbine vitejia cu înțelepciunea. Așa e, măria ta. Tu o frântură de om îndrăsnești. Poate crezi că sunt prea mic și stând la curtea sultanului mă voi moleși și voi uita ce datorez țării?
Nu te temi pentru viața ta? Ce cântărește viața unui bărbat când pe talgerul celălalt stau nevoile țării? Stând în mijlocul lor, am să-i cunosc. În cele tari și în cele slabe. Măria ta, pune-mă la încercare. Va veni timpul când vei fi pus și tu la încercare, nepoate. Du-te și spune lui Macbeth că nu ne vom bate și că purtarea sa a fost înțeleaptă. Și mai spune-i, voi face în așa fel ca într-un an de zile un fiu al familiei mele să ajungă la el. Iar tu, băide, te vei supune hotărârii mele, ai înțeles? Să rămân singur. Bunule, ți-aduce aminte ce îmi spuneai când eram mic? Spune. Băiatule, îmi spuneai, tu ești viitorul, iar eu sunt trecutul. Așa spuneam. Ți-am lăsat moștenire scumpă. Cea mai scumpă. Știu, bunule. Țara românilor, dintre marile râuri până la Marea cea Mare. E bine? E bine. Nu să ne facem de râs, bărbați în toată fire. Rămâi cu bine, bunule. Și să știi, tu n-ai să mor niciodată.